Cu toții ne-am temut măcar o dată în ultimul an, gândindu-ne la războiul din Ucraina și la un eventual război în care s-ar folosi arme nucleare. Știm că un război nuclear total între SUA și Rusia ar fi rău, dar cât de rău mai exact? Ei bine, un conflict nuclear ar fi o catastrofă de proporții epice, cu consecințe devastatoare pentru întreaga planetă. Ar fi un moment în care tensiunile geopolitice și rivalitățile din decenii de-a lungul istoriei ar putea culmina într-o apocalipsă atomică, amenințând viețile și viitorul omenirii. În acest episod vom explora cum ar putea izbucni un război nuclear, de ce și ce plan are SUA pentru un astfel de conflict. Ești pasionat de tot ceea ce ține de spațiu și vrei să afli mai multe despre univers? Abonează-te la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri ca acesta și nu uita să apeși clopoțelul pentru a ști când apare mai mult content fascinant. Două țări dețin aproape toate armele nucleare din lume. De obicei, națiunile doresc arme nucleare din două motive. Autoapărare, de ce ar ataca cineva o țară care ar putea răspunde cu cele mai destructive bombe din lume, iar al doilea, prestigiul global. Nu toate guvernele și le pot permite, deoarece construcția, întreținerea și lansarea corectă a armelor nucleare necesită miliarde de dolari. Procesul de proliferare este de asemenea riscant, deoarece căutarea unei bombe nucleare transformă o țară într-o țintă potențială. O țară care caută o bombă nucleară este de obicei vulnerabilă la atac. În prezent, doar 9 țări dețin toate cele aproximativ 12.500 de arme nucleare de pe pământ. Această cifră este în scădere față de vârful de aproximativ 70.300 din 1986. Însă două țări sunt responsabile pentru creșterea și scăderea stocului nuclear global, Rusia și Statele Unite. Acestea dețin în prezent aproximativ 90% din totalul armelor nucleare, Moscova deținând 5.970 de arme nucleare, iar Washingtonul alte 5.500, ceea ce este mai puțin decât cele 40.000 pe care Rusia, cunoscută atunci sub numele de Uniunea Sovietică, le avea în anii 1980 și cele aproximativ 30.000 pe care le dețineau Statele Unite de la mijlocul anilor 1960 până la mijlocul anilor 1970. În timpul războiului rece, fiecare parte și-a construit arsenalul în încercarea de a se proteja de cealaltă. Având capacitatea de a ataca orice oraș important sau poziție militară strategică cu o bombă masivă, se credea că, în acest fel, costul războiului va fi atât de ridicat încât nimeni nu va mai dori să lupte. De asemenea, cele două state au avut nenumărate planuri secrete pentru a ataca cealaltă parte. Americanii gândindu-se serios să distrugă Rusia dacă ar fi fost atacată nuclear. Dar două evoluții în special au dus la această scădere abruptă a numărului de arme nucleare. În primul rând, Rusia și SUA au semnat o serie de tratate începând cu anii 70 pentru a reduce și limita anumite părți ale programelor lor nucleare. În al doilea rând, ambele părți au învățat să lovească ținte cu o precizie extremă. Acest lucru a anulat nevoia de atâtea bombe pentru a distruge o țintă. Cu toate acestea, SUA și Rusia încă mai dețin mii de arme nucleare, în timp ce celelalte 7 țări, Regatul Unit, Franța, China, Israel, India, Pakistan și Coreea de Nord, nu au mai mult de câteva sute. Cu toate astea, fiecare țară are mai mult decât suficiente arme pentru a provoca suferințe la o scară nemai întâlnită în istoria omenirii. 6 pași simpli către un război nuclear și planul Americii. Întotdeauna așadar, nu este doar cine ar putea folosi efectiv armele pe care le deține, ci cum. Se pare că este mult mai ușor de lansat decât ai vrea să crezi. Modul în care liderii și-ar putea lansa armele nucleare variază.
De exemplu, liderul nord-corean Kim Jong-un ar putea probabil să ordone una fără nicio verificare a autorității sale. Președintele rus Vladimir Putin, între timp, ar pune forțele țării în stare de alertă maximă dacă ar detecta o rachetă cu încărcătură nucleară care se apropie. Armata rusă ar putea răspunde la fel dacă trupele ar constata o pierdere de comunicare cu Putin și acesta ar confirma detonări nucleare în altă parte a țării. Deși nu putem spune cu certitudine ce ar face Putin, este cu siguranță posibil ca el să ordone primul un atac nuclear dacă ar simți că este necesar. Dar iată cum funcționează sistemul american. În primul rând, președintele decide dacă este necesar un atac nuclear. Este puțin probabil ca Statele Unite să apeleze la armele nucleare ca primă soluție într-un conflict. Există o mulțime de opțiuni non-nucleare disponibile, cum ar fi lansarea unor atacuri aeriene pentru a încerca să elimine arsenalul nuclear al adversarului. Dar Statele Unite au refuzat în mod constant să adopte o politică de nefolosire a primei utilizări, o politică de a nu fi primul într-un conflict care să folosească o armă nucleară și de a le folosi doar dacă cealaltă parte le folosește prima. Asta înseamnă că Biden ar putea teoretic să decidă să lanseze un atac nuclear înainte ca armele nucleare ale unui adversar să explodeze în America. În focul bătăliei, armata americană ar putea detecta un atac nuclear venind dinspre Rusia, să spunem, iar președintele ar putea decide să răspundă cu un atac similar. Oricum ar fi, președintele este cel care decide în cele din urmă să pună în mișcare procesul de lansare a unui atac nuclear, dar mai are de parcurs câțiva pași. Odată ce președintele a decis că situația necesită un atac nuclear, ofițerul militar care se află întotdeauna alături de președinte deschide mingea de fotbal. Cutia îmbrăcată în piele conține o schiță a opțiunilor nucleare pe care le are la dispoziție președintele, inclusiv posibile ținte precum instalații militare sau orașe, pe care le pot lovi armele nucleare ale SUA gata de lansare în câteva minute, și instrucțiuni pentru contactarea comandanților militari americani și pentru a le da ordinul de a lansa rachetele cu focoase pe ele. Al treilea pas presupune discuții între președinte și consilierii săi militari și civili. Președintele este singurul decident, dar el s-ar consulta cu consilierii săi înainte de a da ordinul de a lansa o armă nucleară. O persoană cheie cu care Biden trebuie să vorbească este directorul adjunct de operațiuni al Pentagonului, responsabil de Centrul Național de Comandă Militară sau Camera de Război, inima Departamentului Apărării care dirijează comanda și controlul nuclear. Președintele poate include pe oricine altcineva pe care îl dorește în conversație. De asemenea, discuția nu trebuie să aibă loc în sala de situații a Casei Albe, ci poate avea loc oriunde printr-o linie telefonică securizată. Dacă vreunul dintre consilieri consideră că un astfel de atac ar fi ilegal, ar putea să-l sfătuiască pe președinte să nu continue cu atacul. Însă tot președintele are ultimul cuvânt de spus și decizia rămâne la el. După conversație, un ofițer superior din camera de război trebuie să verifice în mod oficial că ordinul vine de la președinte. Ofițerii recită un cod, Bravo Charlie, de exemplu, iar președintele trebuie apoi să răspundă cu un cod secret pe care doar el îl cunoaște. Apoi, membrii camerei de război comunică cu persoanele care vor iniția și lansa atacul. În funcție de planul ales de președinte, comanda va ajunge la echipajele americane care operează submarinele care transportă rachete nucleare, la avioanele de război care pot lansa bombe nucleare sau la trupele care supraveghează rachetele balistice intercontinentale pe uscat. Astfel, echipajele de lansare primesc planul și se pregătesc de atac. Acest lucru implică deblocarea diferitelor seifuri, introducerea unor serii de coduri și rotirea cheilor pentru a lansa rachetele. Lansarea rachetelor balistice intercontinentale ar putea dura doar 5 minute din momentul în care președintele ordonă oficial un atac.
Rachetele lansate de pe submarine durează aproximativ 15 minute. Apoi președintele așteaptă să vadă dacă și-au atins ținta. Cam acesta este planul american și procedura prin care se pot lansa armele nucleare spre Rusia sau spre orice alt stat. Războiul dintre SUA și Rusia. Mulți experți susțin că SUA și Rusia s-ar putea să se angajeze într-un război nuclear, mai ales în contextul războiului din Ucraina. La urma urmei au fost aproape de câteva ori, iată două exemple. În septembrie 1983, un sistem de atac cu rachete a făcut să pară că SUA ar fi lansat arme asupra Uniunii Sovietice. Un om, locotenent colonelul sovietic Stanislav Petrov, a decis că era o alarmă falsă și nu a raportat alerta. Dacă ar fi raportat, Moscova ar fi răspuns probabil cu un atac nuclear real. Două luni mai târziu, un antrenament de război prea-real al NATO, denumit Able Archer 83, i-a făcut pe sovietici să creadă că forțele occidentale se pregăteau pentru un atac real. Moscova și-a pus arsenalul nuclear în stare de alertă maximă, dar în cele din urmă niciuna dintre părți nu a ajuns la lovituri nucleare. Astăzi, două motive principale explică de ce o luptă nucleară între SUA și Rusia reprezintă o preocupare majoră. Primul este cel mai evident, Moscova are pur și simplu foarte multe arme nucleare. Rusia este singura țară care ar putea egala SUA bombă cu bombă în orice conflict. Cu cât Moscova are mai mult timp armele sale, se crede cu atât mai mare este șansa ca aceasta să le folosească împotriva SUA sau invers. Al doilea motiv este cel mai problematic. Washington și Moscova ar putea fi pe un curs de coliziune directă în curând. Rusia se extinde tot mai mult în Europa și ar putea invada teritoriul NATO după războiul din Ucraina. Există chiar teama că Putin ar putea autoriza o invazie a unei țări baltice care a fost cândva partea Uniunii Sovietice, dar care acum este în NATO. Dacă se întâmplă acest lucru, SUA ar fi obligată prin tratat să apere țara baltică, ceea ce ar însemna aproape sigur un război armat cu Moscova. Experții nu sunt de acord cu privire la ce s-ar întâmpla în continuare. Unii susțin că Rusia ar folosi armele nucleare la începutul unei lupte ca o modalitate de escaladare pentru a dezescalada, să facă ceva atât de îndrăzneț la începutul unui conflict încât acesta trebuie să se încheie înainte de a se înrăutăți și mai mult. În acel moment s-ar afla într-un război nuclear în toată regula, cu potențialul de a se distruge reciproc și de a distruge o mare parte din lume. Concluzie. Astfel, ca o încheiere, un război nuclear între SUA și Rusia ar fi o amenințare deosebit de gravă pentru întreaga planetă, cu consecințe catastrofale și irreversibile. Cu toate că există mecanisme și proceduri complexe în loc pentru lansarea unor astfel de atacuri, riscul de escaladare și utilizarea bombelor nucleare rămâne real, mai ales în contextul tensiunilor geopolitice actuale. Asta a fost tot pentru astăzi. Nu ezita să ne dai un like și să te abonezi, iar dacă ți-a plăcut acest episod, îți recomand și episodul din dreapta, s-ar putea să-ți placă.